Febra alegerilor locale din 2016 pune stăpânire pe toate formațiunile politice, fie că optează pentru susținerea unui singur candidat, ca în cazul lui Sto Zsoltán, reprezentantul tuturor etnicilor maghiare în această luptă, fie că susțin propriul candidat. Președintele PSD Târgu Mureș, Horace Oporan, a declarat că formațiunea politică pe care o reprezintă va susține propriul reprezentant la titlul de primar al municipiului. Dată fiind experiența campaniilor electorale din anii precedenți, liderul politic spune că târgu mureșenii își aleg propriul candidat bazându-se pe competența acestuia și nu pe criteriul etnic. Cum avea și în 2016 candidat propriu. Deci experiența din 2008, dacă vă aduceți aminte, n-a fost una benefică pentru PSD. Deci nu poți să vii numai tu să susții. Trebuie să fie o reciprocitate și trebuie să fie un proiect. Numai simpla idee să avem un primar român nu este suficientă. Pentru că atunci acum... Cum îl alegem? Pe ce principiu? Acum mai sunt clare lucrurile. Liderul filialei locale a PSD spune că deocamdată nu poate numi un posibil candidat, deși există ipoteze legate de numele acestuia. Soporan a mai declarat că numele candidatului PSD Târgu Mureș va fi făcut public destul de târziu, și asta pentru a evita posibilele atacuri aduse persoanei politice.